De partidă, băieți, din păcate n-am avut decât două atacuri minore din partea unor colțoși nehotărâți. Îmi pare rău de un strapazan că a rămas fără dinți în gură, dar m-a contrat, i s-a rupt gura și n-am contrat așa tare, îmi pare rău. Am testat și gumele domnului Marius Ceacal din Timișoara, foarte bune, foarte eficiente. Chiar dacă nu mă înșel, pe una din ele am avut un atac. Acum nu le mai pot ține minte pe toate. În schimb, am să le mai testez pe parcursul perioadei de sezon. Și nu e timpul pierdut. Oricum, șalăul de-abia acum începe. Asta e perioada lui. Datoria noastră este să venim, să încercăm, să aruncăm bârțul în apă. Că dacă stăm acasă, s-ar putea să auzim de la cutare și cutare: bă, l-au prins, bă, l-au luat, bă, l-au făcut. Normal. Cine vine și încearcă peștele, prinde. Cine stă acasă, decât speră că o să prindă. Așa că, indiferent că prindeți sau nu prindeți, dacă sunteți pasionați de spinning și de pescuit, trebuie să ieșiți la pescuit, să încercați. Norocul meu e al meu, al vostru e al vostru. Și se mai spune că omul, locul și norocul. Nu poți să știi cum vii la pescuit și îl nimerești în ziua aia pe colțos. Îl nimerești și poți să-l zăpăcești. Bineînțeles, acum n-o să golim tot, dar depinde. Depinde și de persoană. Sunt unele persoane care au mai mult, altele care au mai puțin. De obicei, dacă ar fi să o luăm logic și ne uităm la persoanele care pescuiesc în industrial, nu am nimic cu nimeni, Doamne ferește, dar dacă ne uităm la cei cu pescuit industrial, când dă în bancul de pește, el nenorocește, ea nu se mai uită. Bine, au și plătești și taxe, impozite, cote, dar să fim serioși, dacă și noi venim timp de o lună de zile și în două zile prindem 5 kg de pește, unde ne sunt zilele care le-am petrecut degeaba? Dar noi suntem pescari amatori. Ce să spunem, eu așa mi-am întreținut familia din pescuit, mai un jig, mai un plumb, mai o aia. Din asta am trăit, eu, e și asta o meserie, e și nu-i ceva ilegal. Era mai bine când plăteam o taxă, atunci se știa. Nu mi-ar părea rău să plătim o taxă, atunci se mai sortează și din pescari. Deoarece acum, permisul fiind gratis, vă dați seama că toată lumea are permis sau nu are. În fine, nu e treaba mea, dar asta e. Eu am încercat azi, am să încerc și în zilele cu soare și cu după cum vedeți, peștișorul e tot aici. Am mai scurtat un pic carterul la plumb să fie la 20 de centimetri sub apă. Cărășelul ăsta le liberăm. De ce v-am spus că e bună montura asta? Se poate da plumbul jos. Fac și numai bolangăne pe lansetă. După cum v-am spus, închiderea unei lansete telescopice se face invers de cum am deschis-o. Trebuie să avem foarte mare grijă să nu deteriorăm. Se închide foarte încet, foarte ușor. Strângem.
măgățaș și cârligul. Deoarece lansetele astea nu sunt prevăzute cu un ochete din acela unde să punem cârligul. Nu e o problemă. Trebuie avut foarte mare grijă să nu vă înțepați. L-am băgat aici la motorul mulinetei. Mai e strânsul. Cel de-al doilea peștișor este tot aici și este tot viu. Sonarul ăsta m-a cam păcălit. Dar după cum se vede și se observă și pe peștișor, ceva a încercat să-l mănânce. A încercat să-l mănânce, dacă se vede, i s-au cam dus solzii. Îl vom elibera și pe ăsta. Peștii se regenerează. Acum, cum zice că e interzis să dai la japcă, la greblă, la... când se dă fără niciun fel de momeală, aia înseamnă japcă sau greblă, depinde cum se numește în zonele voastre, dar eu nu cred că afectează prea mult că dai la așa ceva, că dacă este logic și cu plasa când dai, și legea spune că nu ai voie prin agățare sau prin înțepare. Păi trebuie să plătim să dăm. Eu nu dau la așa ceva. Recunosc că în trecut am dat și eu, când eram de pe mal, dar o făceam din necesitate. Că peștele nu era, nu erau locuri, n-aveam unde să mă duc, ne băteam toți pe 2-3 locuri. Și acum, când ne-am achiziționat ambarcațiunea, nu mai practic pescuitul ăsta, nu mai dau la așa ceva, că n-are rost. Am devenit și eu un pic mai capabil așa să apreciez peștele, că de la an la an este tot mai rar. Și nu că nu îl lăsăm noi, pescarii amatori, de dimineață până în zori. Sunt alte treburi, nu e treaba mea să spun nimic, nu mă interesează, fiecare să se descurce cum poate. Eu sunt persoana că dacă tu câștigi 100 de milioane pe oră, nu mă interesează, dar mi-e ciudă de ce nu mă lași pe mine să câștig 1 milion pe oră. De-aia mi-e ciudă. Vă dați seama, nu putem să fim toți de aceeași teapă. Ceau! Deci, încheiere de partidă, o dăm acasă, am mai pus cât l-a încărcat bateria, până acolo, când am ajuns aici, avea 13. Sper că până jos nu mai încarc, când mă mai duc la pescuit nu mai încarc un pic. Și vedem. Până data viitoare vă salut și să fiți iubiți și sănătoși.